Bună seara, dragi pescari! Bineînțeles, de pe Balta Mică Cojești. După cum v-am obișnuit în fiecare săptămână, miercuri sau joi, noi populăm cu pește, balta, de această dată tot crap. Asta am văzut că am mișcat mai bine la noi și am ales să băgăm tot crap. Diferență de 6 zile de la ultima populare. Putem spune că s-a și prins, dar noi băgăm foarte mult pentru densitate. Să încercăm să ajungem la densitatea în care se prinde zilnic cam aproape toți pescarii. Că aici mai e și de noroc, dar nu despre că nu e pește în baltă, cum spune lumea. Vă dăm voie să intrați și cu sonarul. Avem aici live-urile, aveți mereu disponibile să vă uitați la ele, tocmai ca să nu credeți că e păcăleală. Așteptăm acum să facă băieții de mersurile să putem să desărcăm și peștele. Ia să vedem. Trebuie să fie ok, nu? Nu știu. Păi ăsta e mai modern. Trebuie să scrie, da? Nu, o să-ți iei jale. Ia să mă cântăresc. Să mai păstrăm așa. Pune puțin mai pe drept, mai în stânga. Să scad și gălțul. Se miște și băieții. Vedem că a venit deja primul coș și ce bucăți frumoase, 2-3 kg minim. Nu parte aia acolo, ca să-ți fie mai ușor. Să-ți fie mai ușor și îl vezi și așa. Înspre noi, ca să vadă și lumea. Spre așa, bravo ții. Da. E acceptabil. E ok. Trebuie să ceva de gram. 400. Salutare, Marius, salutare! V-am obișnuit doar cu pește mai mare, între 2 și 5 kg, data aceasta tot la fel este peștele. Pentru oamenii de pe TikTok, suntem pe Balta Mică Cojești, aveți numele la profil. Am încercat să băgăm mereu numai frumos și acum că ăsta se pare că mișcă mai bine decât... Hai și cu ăsta! Și aici acum frumoși, chiar frumoși și vioi. Frumos. Numai bucăți frumoase. Hai. La balta noastră micuță, populând așa intensiv la săptămână, n-are cum să-mi dea randament. Dragi pescari, de asta și băgăm săptămânal. Populăm cu aceeași cantitate ca în fiecare săptămână. Din moment ce bași pește la săptămână, nici nu mai contează cantitatea, contează că îl miști pe cel din baltă. Balta noastră nu este goală, mereu a avut pește. Noi băgăm doar să-l mișcăm pe ăsta și să mai creăm o densitate mai mare. Taxa pe 48 de ore, păi este 100 de lei la 24, respectiv la 48, 200 de lei. Anghel Florin Bogdan, te salut! Ce zi frumoasă ați ratat azi, poate prinde seara aceasta și plină de pește.
De obicei, iată, când am băgat, am mișcat. Ia uite ce bucăți. Mulțumim pentru aprecieri, oamenii de pe TikTok. Undeva la 400 de kilograme. Vom băga azi, că toți sunteți foarte curioși de cantitate. Noi mereu am băgat între 350 și 400 săptămânal. Depinde cum ne aduce și furnizorul. Nu avem un număr aproximativ, dar minim mereu a fost 350 de kilograme. Pește frumos, mare. De asta vi se pare așa mai puțin, că sunt bucățile mari. Dar și ăla e... ăla e tem. Eu nu văd. Ha. Ia-l, da? Păi da. Și o bucată de ten ăsta e să se facă mare. E, nu. Direct îl ia. Aude cum a ploscăit ăla, văd ce periculos e. Foarte vioi. Ia uite ce vioi e. Love you. Treva. E treva. Asta ține de tine, Cătălin, nu ține de noi. Noi nu vă garantăm niciodată că prindeți pește, ci vă băgăm pește și ține de voi să-l prindeți. Sunt zile mai bune, fiecare are momeala lui, fiecare pescuiește în stilul lui, nada lui, fiecare ține de talentul lui dacă pleacă cu pește acasă sau nu. Frumoși. Hai, Tacuță. Da, băi, tot gata. Se vede. Mulțumim, George, tu mi-ai mulțumim. Frumoși. Bucăți frumoase. 3 kg, 4 kg, ia uite. Se ducă și ăsta. Sau rămâna pierdut. 12 50 de lei ca și taxă. La 24 v-am spus, este 100 de lei. Populări sunt intensive, din punctul meu de vedere, la o săptămână. Am populat mereu cu crap. Avem și caras, avem și fitofag, avem și novac. Acum că s-a încălzit, vă dați seama, a trebuit să miște nu mai multe specii. Nu doar crapul ce-l băgăm noi. Avem și ten în baltă, și biban. Noi ne recomandăm pentru crap cel mai mult și caras. Dar în general crapul, asta a fost populat mai intensiv. Am văzut că e cerut mai mult de pescar crapul, mai căutat. Așa că noi ne facem datoria la săptămână să... vă băgăm crap cu dimensiuni frumoase. Crap, nu ciortan. Să se înțeleagă, ciortan e la 1 kg, crapul și-l băgăm noi are între 2 și chiar și 5 kg. Salut, Bobby, salut! Reținerea este fără limită la noi, să nu uitați. Și la 12 și la 24 e reținerea fără limită. Hai, Tacuță, da, s-a calculat. Da. Ce frumos să vadă cu ăsta mai greu. Vrei să-ți e greu, să mai pună mai puțin, că te chinui cu el singur. Te chinui cu el singur. Aurelia Riza, îți mulțumim mult. Mulțumim foarte mult că noi chiar încercăm să ne dăm tot interesul pentru această baltă și pentru dumneavoastră, să vă simțiți bine de fiecare dată la noi. Peștele e vioi. Nicodana, vă așteptăm cu mare drag. Și este și frumos afară. Chiar... va fi o atmosferă plăcută mâine. Mulțumim, Mihai, mulțumim. Am încercat, v-am spus, sutele populare, să băgăm doar exemplare frumoase. Și noi vă dormiți sănătate și să veniți pe la noi cât mai des. Să mai stăm de vorbă, să vă bucurați de partidă. Dacă nu de partidă, măcar de atmosfera de pe baltă, că este foarte liniștită și curată. Nicolae, ne te așteptăm cu mare drag. Și cu pește în baltă, bineînțeles. Și de săptămâna trecută și de acum. Mulțumim distribuire, Marian. Cantitatea este 400 de kilograme. Cu aproximație. Și pentru cei de pe TikTok, că tot întreabă toată lumea ce cantitate. În loc să apreciați că noi populăm la săptămână, înregistrăm în direct să vedeți că totul e real și nu vă mințim cu nimic. M-am și lăsat taxa la 50 de lei la 12 ore și 100 la 24, ca să fie cât mai ok pentru dumneavoastră și să veniți de plăcere la noi. Și chiar dacă plecați și nu prindeți, să plecați încântați.
Fane, te așteptăm. Balta e deschisă non-stop. Ai timp să vii și populată, ați văzut, intensiv la săptămână. Cătălin, îți mulțumim. Și noi suntem recunoscători pentru că ne apreciați și contează foarte mult, că așa ne dăm și noi seama de treaba pe care o facem. Să vedem. Caras, când vom mai băga? Când găsim ceva mai mare? Momentan am vrut să băgăm ceva micuț, găseam ceva micuț, am băgat de două ori anul acesta caras, dar momentan băgăm crap, pentru că carasul este foarte mic și pregăsești foarte greu ceva mare. Avem caras deja în baltă de anul trecut, eu vă spun doar că anul acesta am băgat doar de două ori caras, în rest numai crap. Nu am vrut să băgăm ceva micuț, am vrut să băgăm doar bucăți frumoase. Uite frumuseți, hop, mă. Hai. Ce vrei, mai te murdărești de pește, mai sare, mai dacă e vioi, să mișcă, sare. Dar n-ați mulțumim pentru apreciere, noi încercăm să fim cât mai corect și cât mai oameni cu dumneavoastră, de fiecare dată. V-am spus și la preț și la cantitatea de pește băgată. Și la cât de des băgăm pește, pentru balta noastră de un hectar, mai mult de atât. Uitați-vă pe celelalte bălți să vedeți de 10-20 hectare cât populează și dacă populează săptămânal. Și poate o să vedeți că nu este așa. Nu vorbesc de bălțile mici, vorbesc strict de bălțile mari. Pe cu ce să mințim, Liviu, lume? Cu peștele care îl filmăm în live? Tu ai pescuit măcar vreodată în viața ta? Ramses, te salut, uite, mă bucur că ne urmărești și tu pe live aici. Nu știu cât de bine se vede pe TikTok, dar se vede. Sunt și pe Facebook aici. Stăm pe două telefoane. Încă se bagă, Dani. Până acum s-a ajuns undeva la 200 și ceva de kilogram. Până la 400 mai avem. Să vedem cât mai are și dânsul în bazin, bineînțeles. Nici nu m-am dat jos din mașină și ați venit pe bani. Păi, și ca și în regulament, Liviu scrie că achizi taxa înainte să pescuiești, bineînțeles. Ți-ai ales locul, ai achitat și apoi ai pescuit. Frumos. Frumuseți, așa da. Salutare, Ștefan, salutare. Să vadă lumea că se... Este 50 la 12 ore și 100 la 24 taxa. Bogdan Parasi, vă mulțumim. Am fixat comentariul aici pentru Liviu că spune că mințim. A spus că i-am luat banii, nici măcar n-a coborât din mașină. Eu zic că erai coborât din mașină și aveai și sculele date, probabil, dar v-am spus. La noi se alege locul, se achită taxa și apoi se pescuiește. Că vă găsim aici pescuind, Doamne ferește. Nu vă zice nimic și achitați taxa. Dacă încercați să plecați găsindu-vă pescuiți aici, pescuind și plecând, nu mai aveți ce căuta la noi. Indiferent că ați prins, că n-ați prins, nu e problema noastră, noi vă luăm taxa de pescuit, nu vă luăm taxa de vânzare pește. Din România, Gigi. Stai liniștit că peștele e în România. Reținerea e fără limită. Bogdan, chiar mă bucur. Prin și eliberez, nu trăia, nu prin și eliberez, e fără limită reținerea. Tot ce prinzi e acasă. Așa a fost de la începutul anului și așa va rămâne la noi. Ca și reținere, este fără limită. Sper că vă place și atmosfera și cum am amenajat. De fiecare dată când mă uit pe malul acesta, pe partea cealaltă, se vede exemplar de frumos. Mai ales acum că s-a și mai inversit atmosfera. Am trecut la primăvară. E chiar altceva. La 24 de ore este 100 lei ca și baltă. Are un hectar. 50 la 12 ore, 100 la 24 și fără limită la reținere. Deci suntem mai micuță, Iulian Văduva de pe TikTok, ca să înțelegi cum stăm. Câte beți e Marius Crăciun? Ai voie cu 5 scule, ce vrei tu? Că bagi un feeder cu 4 lansete sau 2 undițe cu 3 lansete, tu voi vă încadrați
ce băgați, cum băgați, dar numărul lor este 5, 5 scule. Balta se află în județul Călăraș, comuna Belșuga, către satul Cojești. Mai ușor va fi să băgați pe Waze Balta Mică Cojești și vă duce exact la Balta. Fix la Balta. Ia uite. Bucă frumoasă, ha. Hai. Să vedem. A început Laurențiu Daniel Năsat să mănânce noaptea. După părerea mea, mai bine ar mânca noaptea decât dimineața. Acum mai ales că nopțile sunt mai calde, poate ce am trăit până acum doar nopți reci. Deja a început căldura și se simte și aseară a fost o vreme ok. 8 ore n-am văzut trăsătură săptămâna trecută, Claudiu Florins. Ce vrei, Florins? Acum fiecare v-am spus, e cu norocul lui. Noi nu vă garantăm că prindeți de fiecare dată când veniți la noi, dar vă garantăm o atmosferă cât de cât plăcută și liniștită pe baltă. La 50 de lei, dacă vrei să prinzi pește cu adevărat, te duci și scumperi. Noi vă oferim și preț, raport și calitate și preț. Pupunul la săptămână, țineți cont de asta. Pe 50 de lei, fără limite la reținere și 100 la 24. Mai mult de atât sau mai puțin de atât, nu avem cum să vă... Cred că avem cel mai mic preț ca și baltă și populat așa de des. N-am mai văzut până acum și fără limite la reținere, țineți cont de asta. Poate cineva are noroc și ia 20 de bucăți. Doamne ajută să fie sănătos, să le ia pătate acasă, doar să ne cheme, să filmăm și noi. Să vadă și ceilalți că această reținere fără limită nu-i pusă la mișto, este pentru că ne-am săturat să fure oamenii. Așa, ai prins 4 bucăți, măcar să ne chem să vă filmăm, să fim mai departe și plecați cu toți acasă. Exact, uite, cu 50 de lei cumperi 2 kg de crap și la noi prindeți 3, 4, 5 bucăți și... Eu zic că depășiți taxa de 50 de lei. Dar după cum a spus și dumneavoastră, nu toată lumea prinde, fiecare cu norocul lui. Nu cred că am văzut pe nicio baltă ca toată lumea să prindă din 30 de pescari, să prindă toți 30. Nici cea mai tare baltă, nici din Olake, care are taxa 300 cu 500 sau ceva de gen. N-am văzut să prinzi la secundă pește, cum spuneți dumneavoastră, că și noctori. Păi exact, te duci la obor, ți-ai luat peștele și în caz că nu prizi, măcar știi că l-ai acolo o mașină. Din punctul meu de vedere, balta nu e doar pentru a pleca cu pește acasă, e pentru a te relaxa cu familia, a arunca o uniță în apă, te uita așa la ea liniștit, să-ți treacă timpul din nebunie aia de oraș. Este cu rezervare la minim 24 de ore, ca să știți. Iar plantatul cu bărcuța nu este permis, din păcate, că suntem prea mici ca și baltă. Căbănuțe nu avem, avem decât umbrare, se și văd pe partea cealaltă. Poate anul viitor o să băgăm și noi două căsuțe măcar pe partea aceasta. Acum să vedem cum avem noroc. La noroc și știință, bineînțeles. Fiecare trebuie să știe cum să abordeze partea lui de pescuit pentru a băga cu pește. Am pescari care îmi pleacă cu 10 bucăți, cu 2, cu 3 și în 2 ore și într-o oră, adică... Dar v-am spus, fiecare cu ce știe să dea. Alex Ionuț, votăm din UFNL. Cu toată încrederea votați și vă așteptăm la vot. Să ne susțineți, să susțineți un om corect cu adevărat. Se pescuiește, da, de pe ambele maruri, dar până în jumătatea bălții, să nu se încurce nimeni. Din UFNL, felicitări, mulțumim, trebuie să promovăm această baltă, că noi chiar ne dăm interes și ne ocupăm de ea. De asta vă invităm și pe dumneavoastră să ne ajutați cu o distribuire sau chiar să spuneți la prieteni că aici se bagă pește, nu e minciună, suntem corect cu dumneavoastră, văd multe comentarii ok. Avem pescarii noștri ce știu că nu suntem oameni răi și suntem corecți mereu. Marius Octavian Stănică, îți mulțumesc mult și că uite, un pescar care chiar apreciază faptul că noi avem această taxă mică și oferim fără limită la reținere. Plus, populăm săptămâna. Mai mult de atât, spuneți voi ce am putea face, cât să băgăm și cum să băgăm pește aici. Asta zic și eu, da, nu, plantatura noi, Cristian, nu e recomandat, avem 70 de metri lățime.
arunci din mână, Doamne ferește, dacă dai pe partea, dai în cap celălalt. Adică n-are rost bărcuță. Poți din mână. Balta mai exact este comuna Belciugat, județul Călăraș, satul Cojești. La 25 de km de București ne aflăm. Da, uite, asta încerc să spun și eu, Mihai Naiden, că sunt pescari ce spun că n-au prins 8 ore. Uite, tu spui că 4 zile la rând și n-ai luat nimic. Uite, la 100 mai fost și erau 6-7 bucăți. Da, vor să plece cu 20 kg de pește la prețul de 50 de lei. Și uite că am și pescari care chiar împrind la... și prind și 8-10 bucăți. Doamne ferește, dacă noi am lăsat taxa asta la 50 de lei fără limita reținere, noi vă lăsăm să luați tot peștele. Dar văzând și că băgăm săptămânal și vedeți că nu vă mințim, să spuneți că nu ați prins nimic, nu e problema noastră, e problema fixă a dumneavoastră. Înseamnă că n-ați abordat partida pescuit. Stingaion, mulțumim, noi dăm tonul la tot, trebuie să dăm, că noi suntem balta mai micuță și imediat ne modernizăm. Mădălin, și noi îți mulțumim pentru apreciere și pentru susținere. Contează foarte mult, v-am spus, să vedem că dumneavoastră sunteți lângă noi și ne susțineți și vă place ceea ce vă oferim. Exact, Bărescu, Mariu, zile în care merg, zile în care nu merg. Acum nu trebuie să vă supărați nici pe dumneavoastră, nici pe baltă, nici pe partidă, nici pe zi, ci doar să vedeți lucrurile bune din acea zi și acea partidă. Poate n-a fost peștele, dar a fost bronzul de pe mal și liniștea faunii de pe baltă. Niculae Rapas, mulțumim mult! La 24 de ore este taxa 100 de lei, respectiv 50 la 12 ore. V-am spus, băgați pe UES baltă mică Cojești și vă aduce fix la noi. Constantin Rudea, nu, doamna se prinde, chiar dacă e mai micuță. Pardon, sunt zile și zile. Întotdeauna nu poate fi niciodată pe nicio baltă. Indiferent cât de cald sau... Dar bate vântul să-l pună în mișcare sau orice, nu poate fi mereu. Bărez cu mare asta, așteptăm cu mare drag, uite, vezi? O baltă trebuie încercată de mai multe ori, dar odată. Să iei și 10, îți dea Dumnezeu, bucăți. Doar să ne chem sau să faci tu o filmare, să arătăm la lume că se prinde, nu tu ce zic ei. Nu pot să filmez bazinul cu pește pentru că mă stropește foarte tare. Deja m-a stropit. L-am filmat la începutul live-ului, dacă vreți vă uitați acolo. Și veți vedea și bazinul cu pește. Constantin Florin. Popularea cu somn clar azi va fi în vară, pentru că el e mai sensibil, la căldură doar rezistă. Gata? Marius Slavian Stănică, îți mulțumim mult pentru nota 20. Acum vă așteptăm și pe dumneavoastră să prindeți pește la noi de nota 20. Și crap, și caras, și fitofac, și novac, acum că s-a încălzit. Săptămâna viitoare chiar nu știu să zic, Marius. Dar abia ce am băgat azi încă un angle la săptămâna viitoare. În funcție de cum se prinde, cum va merge peștele. Noi încercăm să prindem zilnic și apoi poate vom lua și o pauză o săptămână cu plările, dar... Din moment ce nu vedem noi că mișcă în fiecare zi, băgăm la săptămână. Pește. Crap am băgat, Valentin, crap. Păi să știi că mai puteți să dai după novac, e chiar cald afară mâine și azi a fost foarte frumos. Ionuț, te așteptăm cu mare drag și de la Giurgiu. Avem pescari în toate părțile, să știi, și Giurgiu, și Dâmbovița, Valen de Munte, Constanța. Ne vizitează multă lume și să știi că în mare parte cine vine la distanță de obicei a fost mulțumit. Cred că e și noroc cu distanța. Zice, Doamne, măcar să nu treci acasă cu mâna goală dacă vine tocmai de acolo. Se fac rezervat 24 de ore, la minim 24 de ore doar. La 12 ore puteți veni direct la baltă. La 12 ore 100 la 24. Iar reținerea e fără limită. Asta a spus și pentru cei de pe TikTok. Diana,
noi nu suntem, noi suntem din Călăraș, suntem foarte aproape de București, tu ești din Buzău. Eu zic că pe autostradă cel mai repede și apoi pe ispția pe DN, e cel mai ok să ajungi la noi. Mulțumesc, Marius, pentru cadou, îți mulțumesc. 400 de kilograme. A, normal, și din Buzău avem pescari, să știi, și din Buzău, Prahova, Argeș. Cam toate părțile pot spune că au venit și au fost mulțumiți, v-am spus. Nu ne-a recomandat mereu ca fi niște oameni ok, nu vă mințim cu nimic. Așa că veniți să vă convingeți la fața locului cel mai bine, nu doar de pe live-uri. Imaginile-ți mulțumim frumos, Ionuț. Chiar arată bine Balta, pot spune, mai ales în această perspectivă, acum că s-a și înverzit totul și a venit primăvara. Marius, și noi vă apreciem pe dumneavoastră, tocmai de asta, pentru că cu dumneavoastră lucrăm, dumneavoastră veniți să vă simțiți bine la noi. Dacă nu există această apreciere între noi, nu vă veți bucura de partid așa cum trebuie. Vă mulțumim pentru apreciere. Pe cine a spus, mă dă din populare o tonă, eu pot să bag o tonă la baltă de un hectar. Bag și eu 350 de kg, 400 la săptămână și e extra suficient. Când vei avea o baltă și vei ști să administrezi una, atunci să vorbești. Sau când vei lua legătura cu un inginer piscicol, te-aș ruga frumos să-mi spui și mie informațiile. Cam cât apă trebuie să pui la o tonă de pește? Dacă mai pui apă sau nu? A, nu, Doamne ferește, nu, Mădălin, noi nu spunem tone. Noi am spus 300-400 de kg de fiecare dată săptămânal. Nu mințim oamenii cu nimic, nu avem nevoie. Ți-am spus, balta noastră e micuță, suntem corect mereu cu voi. Veniți să vă convingeți că pește este și cu sonarul. Noi chiar vrem să vă simțiți bine când veniți la noi. Și prețul de asta este mai micuț ca să fie accesibil pentru toată lumea. Și pentru pensionari, și pentru oamenii. Taxa rămâne 50 de lei la 12 ore momentan și 100 la 24. Număr de contact aveți pe pagina de Facebook. Mădălin, cu mare drag. Te așteptăm la noi să prinzi peștele de azi, de săptămâna trecută. Numai bucăți frumoase între 2 și 5 kg. Sper să vă bucurați de fiecare trăsătură în parte și de fiecare drill. Vă doresc o seară frumoasă și vă aștept la pescuit. Taxa este 50 de lei și 100 la 24. O seară frumoasă, dragi noștri pescari, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și acum să ne vedem la fața locului.